Pentru moment însă schimbăm registrul și discutăm despre carnea de miel, care nu mai este sănătoasă, cel puțin acesta este anunțul făcut de Organizația Mondială a Sănătății chiar înainte de sărbătorile pascale. Motivul ar fi legat de creșterea riscului de pietre la nivelul rinichilor. Ioana David, colega mea, se află alături de Amalia Belantoni și vin cu informații despre acest subiect. Vă ascultăm, Amalia. Bine v-am găsit! Iată, într-adevăr, Organizația Mondială a Sănătății ne sfătuiește chiar înainte de Paștele Ortodox că nu ar trebui să mai consumăm carne de miel, carne de animal tânăr în general, pentru că riscul de a face pietre la nivelul rinichilor este mult mai mare. Alături de mine, Amalia Belantoni, spune, tu ce părere ai despre acest lucru și de ce anunțul vine chiar înainte de sărbătorile pascale? Este aceeași situație cum s-a întâmplat cu pesta porcină înainte de Crăciunul Ortodox. Este aceeași situație cu ce s-a întâmplat cu boala vaccine bune, este aceeași situație cu gripa aviară. Întotdeauna se găsește câte un doctor docent în medicină care nu te anunță cu, nu știu, 100 de ani înainte de tradiția poporului respectiv al românilor că ceva îți poate face rău, ci doar pentru interes, adică practic nu mai trebuie să mai mâncăm niciun fel de carne, ci să trecem pe greieri, pe șopârle, pe lăcuste, pe omis, pe tot ceea ce înseamnă târâtoare, care practic sunt niște insecte pe care trebuie să le combatem. Noi am fost învățați de foarte mult timp că noi nu avem voie să mâncăm ceea ce este ce stă sub pământ, ci doar ceea ce este din pământ. Da? Dar această chestiune cred că ține și de publicul care ascultă aceste recomandări, și anume poporul nostru român, care ar trebui să țină la tradiție, ar trebui să mănânce ceea ce este natural, ceea ce este de la țară, să nu mai meargă în aceste hipermarketuri să cumpere toată carnea injectată și toată carnea produsă în laborator, și evident să țină foarte mult la tradițiile pe care de ani și ani, de-a lungul secolelor, le-am avut în această țară foarte, foarte frumoasă. Dar, din nefericire, acest lucru stă doar de noi, de poporul român, de inteligența noastră ca și națiune, să nu fim duși de nas de către orice fel de asociații care ne dau sfaturi și după aceea ne impun, așa cum a fost și cu masca și cu toate bolile acestea inventate, numai și numai pentru a ne face să stăm la cheremul lor și la legile pe care le impun în funcție de interesul economic pe care le-au anumite țări, interesul economic pe care au anumite organizații, și evident ce să cumpărăm ceea ce produc ei în laborator, ceea ce produc ei în alte activități mai mult sau mai puțin nocive asupra sistemului nostru, pentru că atunci când un român nu este lăsat să mănânce porcul de Crăciun sau carnea de miel de Paște, practic i s-au dus toate tradițiile, s-a dezrădăcinat și nu mai are practic de ce să mai trăiască. Mai bine mâncăm, oricum mâncăm în fiecare zi salată și pâine, pentru că asta ne este tradiția, dar în momentul în care tu exact înainte de sărbătoarea respectivă vii cu o nouă recomandare și după aceea o sărbătoare foarte importantă pentru poporul. Exact, exact. Deci Paștele pentru poporul nostru, cele trei zile de Paște și de asemenea cele trei zile de Crăciun, sunt practic intesența tradiției, a religiei și a națiunii, a faptului de a sta împreună, a faptului de a consuma ceea ce este bun. De aceea se și nasc miei în această perioadă. De ce? Tocmai pentru că atunci este cel mai bine să fie consumat, mă refer ca și tradiție, pentru cei care consumă un astfel de pietanță, pentru că este o specialitate, nu oricine poate și nu oricine are această posibilitate. Dar aș vrea să aduc aminte încă o dată poporului român, nu vă lăsați călcați în picioare, nu uitați de tradiții, nu vă lăsați spălați pe jos de către oricine, de către Uniunea Europeană, care ne impune să mâncăm greierii, șopârlele și lăcustele și viermii pe care ei ne aduc pe masă, pe care oricum Uniunea Europeană, de când suntem noi în această UE, nu a făcut decât să ne distrugă ca și țară, să ne distrugă ca și industrie, să ne distrugă ca și națiune, pentru că poporul român a fost decimat, fiind trimis peste mări și țări, numai și numai ca să nu mai fim un popor unit, numai să nu mai avem acel număr, astfel încât să putem să, la orice moment, să ripostăm în fața acestor reguli. Nu uitați că sunt peste 10 milioane de români care s-au îndepărtat de România, spune-se că în lipsa locului de muncă, când în România practic este carență de forță de muncă, în România nu mai avem specialiști, nu mai avem meseriași, nu mai avem agricultori, nu mai avem zootehnici, nu mai avem medici veterinari, nu mai avem oameni care să lucreze câmpul, oameni care să dea de mâncare la animale. Practic am ajuns pe lângă faptul, acest scandal pe care îl avem acum cu importul de grâne din Ucraina, am ajuns să ieșim cu caprele și cu oile pe câmp, astfel încât să ne putem, supraviețui o activitate. Mulțumesc foarte mult, Amalia, pentru punctul de vedere.